Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Curtea Domnească din Curtea de Argeș pentru că astăzi luăm la pas tot orașul. O să stați aproape că o să vedeți niște lucruri foarte frumoase. Suntem aici cu domnul Ștefan Dumitrache și cu Ovidiu Stan. Noi n-am mai văzut pentru un episod în apropiere de Curtea de Argeș, pe Valea Vâlțanului și Valea Râului Doamnei, numai că astăzi o să vorbim despre ceea ce eu numesc capitala sufletului meu și a domnului Ștefan, cu siguranță, pentru că noi suntem de la Curtea de Argeș 100%, ca să zic așa. Rămâneți alături de noi pentru că va fi un episod absolut extraordinar, în primul rând din punct de vedere istoric, dar o să vedem și componenta naturală, o să vedem geografia acestui minunat oraș și, bineînțeles, aspectele turistice. Bun, păi să pornim. Avem ceva foarte interesant în spatele nostru, iar domnul Ștefan o să ne zică despre ce este vorba. Înainte să intrăm în această casă numită a lui Basarab, deși este mai veche ca Ioan Basarab, vreau să vă spun doar două, trei cuvinte despre locul în care ne aflăm. Ne aflăm în cetatea Argeșului, că tot am auzit mai devreme cuvântul cetate. Cetatea era la nord de Valea Târgului și la est de Valea Argeșului. Deci, iată, era un promotoriu apărat de două părți de câte o apă. La răsărit, cetatea avea un deal înalt unde se află biserica Sânicoară, iar către nord avea o pădure foarte, foarte deasă. Deci, iată, era apărată pe toate părțile. Curtea domnească de la Argeș, cetatea de la Argeș, era mai mare ca ceea ce vedem noi astăzi. Asta este incinta din secolul al XVII-lea, când Argeșul își pierduse din importanță, dar tot ce vedem în jurul nostru, inclusiv zona primăriei, este o parte din fosta cetate Argeș, unde primăria era chiar hereghia domnească, adică locul unde se bătea monedă. Un loc extrem de important pentru acest oraș, pentru că Argeșul s-a născut oraș. Dacă alte localități au trecut de la sat, de la târg, de la, la oraș, aici a fost oraș dintotdeauna. Cât de vechi este Curtea de Argeș, nu știm. Cel mai probabil că din vremea primului Imperiu Bulgar, că la noi nu se rea să vorbește despre acesta, deși primul Imperiu Bulgar a stăpânit întreaga țară românească, cam două treimi din Moldova și jumătate din Transilvania, Banatul. Deci a avut o întindere foarte mare. De altfel, cronicile vorbesc că aici, în Argeș, a existat o comunitate de bulgari, chiar pe Valea Târgului, aici în apropiere, unde a fost cel mai vechi cartier al așezării. Deci se potrivește foarte bine tradiția noastră cu istoria așa cum are ea logică. Spuneam că în spatele nostru se află o casă de undeva de la cumpăna secolelor al XII-lea cu al XIII-lea. De ce spun asta? S-a găsit o monedă de la sfârșitul secolului al XII-lea, o monedă bizantină, cum spunem astăzi, deși, dacă m-ar auzi domnul Damian, ar fi le-ar certa, Imperiul Bizantin nu a existat. A existat Imperiul Roman de răsărit. Că unii prin secolul al XVI-lea au numit bizantin, e altă poveste. Dar pentru ca lumea să înțeleagă de ceea ce vorbim, voi folosi acest termen bizantin, deși nu îmi place deloc. Vă invit să mergem în această casă, mai exact în pifnițele acestei case domnești. Aș vrea să vedeți că are o zidărie formată din structuri de cărămidă și bolovan de râu, cum întâlnim și la Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. De ce? Această structură inventată de constantinopolitani este foarte flexibilă și rezistentă la cutremuri. Este foarte important să reziști la cutremuri. De asta Biserica Domnească a rezistat până la 1894, având nevoie doar de reparații interioare, niciodată de reparații de structură. Dar atunci au fost prea multe cutremuri. Secolul al XIX-lea, pentru urmăritorii dumneavoastră, trebuie să știe că a fost secolul cutremurelor în țara românească, cutremure extrem de puternice, începând cu cel din 1802, și probabil că acela a deranjat atât de mult plăcile tectonice că au urmat cutremure peste cutremure, toate peste 7 grade spre, pe scara Richter. De exemplu, în 1893-1894, la un an de zile, deci doar unul de altul, două cutremure de 7,1 grade. De aici problemele cu construcțiile din țara noastră.
După cum vedeți, era o pivniță adâncă. Au fost descoperite aici niște bolți. Ele astăzi nu mai există. Nu știm ce s-a întâmplat atunci în vremea anilor 20 ai secolului trecut, când s-au făcut lucrările de restaurare, dar avem caietul celor care au lucrat, jurnalul arheologic, care ne povestește despre descoperirea acestor bolte și a unor vulturi uriași. Extrem de important acest simbol al vultului, vulturului, pentru că îl găsim pe stema țării românești. Deci, iată, suntem într-o casă domnească. Este numită generic Basarab pentru că există controversa secolului al XIII-lea cine au fost dinaștii de la Argeș, deși avem identificat cel puțin doi. Pe Mișelav la 1241, în timpul invaziei mongole, și pe Seneslau la 1247, în timpul sosirii cavalerilor ioanist la Severin, diploma cavalerilor ioanist. De altfel, nu știu de ce la noi astăzi Radu Negru este pus la colț și scos din istorie, deși cronicile țării românești vorbesc clar că la 1291 a venit la Argeș ducele, să-i spunem, de Câmpul Lung, ca să folosim un limbaj al vremii, care a primit aici închinarea boierilor basarabești cu toate neamurile lor de peste Olt. Și au făcut aici capitala unei țări. Că de asta țara românească este prima capitală a țării. Da, Radu Negru a descălecat la Câmpul Lung, dar atunci era o bucățică de țară. Aici au venit pentru a se uni cei de peste Olt cu cei din partea aceasta de Olt. De ce la Argeș? Să pune întrebarea. Noi credem că aici a fost un centru religios foarte puternic. De altfel, sub actuala biserică domnească avem o biserică mai veche, cu câteva sute de ani, probabil de undeva tot de la cumpăna secolelor 12-13, dar avem atestat la cumpăna anului 900 o arhiepiscopie de Arghesion, un document descoperit de Orest Afrali în arhivele Patriarhiei de Constantinopol. Atunci, existența unui centru religios, a unei arhiepiscopii, ar avea logică, pentru că de-aia ar fi venit Radu Negru de la Câmpul Lung la Argeș să-i primească pe Basarabe și a ales ca centru, ca reședință a noului mare voievodat Argeșul, că era și centru religios al regiunii. Deci totul are logică. Acum vă invit să mergem către Biserica Domnească, dar vom face o escală în alt secol, în secolul al XVI-lea, în vremea lui Neagoe. Trebuie să știți că această casă a fost refăcută de Neagoe Basarab, pentru că atunci când s-a ocupat de lucrările la mănăstirea Argeșului, nu avea unde să stea. Și a refăcut această casă, dar cum el avea copii mulți, a mai făcut una. A făcut-o exact pe partea opusă și veți vedea că avea o caracteristică specială această casă a lui Neagoe Basarab. O să mergem pe latura de apus să vă arăt ce o făcea așa de specială reședința lui Neagoe Vodă Basarab, care acum este și sfânt. Dacă exact. Știți, vedeți, în afara zidului mai este o mică incintă. Se vede deja de aici. Cea de acolo, din față? Cea de acolo, da, dinspre nord, miază noapte, cum se spunea odinioară. Ei, acolo era partea de încălzire a apei. Pentru că domnii noștri erau foarte curați. Dacă regii apusului erau foarte murdari, domnii români erau foarte curați și înțelegeau necesitatea spălatului. Trebuie să știți că în secolul al XVI-lea, de secolul Neagoe, în țara românească și Moldova existau băi publice. Atenție, băi publice! În secolul al XVI-lea, într-o vreme în care Henri al IV-lea de Bourbon, al Franței, avea pădui lați în sprâncene, când regina Elizabeta Angliei se spăla doar până aici, avea volanele alea de aici încolo, odată de două ori pe an, așa, în funcție de vreme, obligatoriu de Paști. Deci, ăștia erau apuseni, extrem, extrem de murdari, spre deosebire de ai noștri, care, având moștenirea romană, bizantină, să-i spun, pe filiera bizantină, se spălau. Deci, băile publice erau ceva obișnuit în țările noastre. În această casă a locuit Neagoe,
și, bineînțeles, în cea veche, cu numeroasa sa familie. Problema a fost că apa din incinta acestei curs domnești, de lângă turnul de la intrare, era acolo, era o fântână, era radioactivă. Am înțeles că ați fost pe Valea Bâlsanului, acolo sunt niște zăcăminte de uraniu și se pare că ajung până la curtea de Argeș, cum o fi zăcământul subteran, pentru că în anii 60, la sfârșitul anilor 60, s-au făcut cercetări pe această apă și atunci fântâna a fost astupată. Radioactivitatea era mare, ori moartea lui Neagoe și a băieților săi s-ar justifica prin cancer, printr-un cancer provocat de apa aceasta. Interesant este că doamnele n-au avut nimic de suferit, nici soția, nici fiicele, ceea ce ne arată cine este mai rezistent pe această lume. Ne mai gândim dacă a fost vorba de apă sau nu. Oricum, el a murit tânăr, evident, aici nu avem nicio îndoială, fiul său Teodosie a murit și mai tânăr, dar este clar că ceva a fost în neregulă, deci nu a murit de moarte bună. A fost neașteptat chiar și pentru el. Deci Neagoe, ctitorul mănăstirii Argeșului, și când spunem ctitor, nu ne gândim doar la cel care a dat banii, se pare că el a făcut și planurile. Pentru cei care nu știu, Neagoe, în tinerețile lui, a studiat la Academia din Constantinopol. Nu știu cum a aflat sultanul Bayezid al II-lea, afla că știa multe, unul dintre cei mai învățați sultani din istorie, un om de o cultură vastă, poet, astronom, filozof, o mare, mare capacitate, și a zis, ia să-l testez eu pe fiul ăsta de boier valac, să vedem de ce e în stare. Și atunci erau patru mari șantiere, de, bineînțeles, de moschei ce puteau să construiască sultanii, și una dintre ele era la Constantinopol. Pentru cei care au fost la Constantinopol la bazar, este în partea stângă a intrării în bazar, Bayezid Jami. Ei, acolo coordonatorul, conducătorul lucrărilor a fost Neagoe, care la sfârșit, de asta știm că s-a păstrat o însemnare turcească pentru realizarea deosebită a acestui monument, a fost invitat în divan și felicitat, ceea ce este un lucru extraordinar. Până la urmă, încă o dată, era un fiu de boier și nici de cum un domn sau un prinț. Nu, era fiu de boier, ăsta era rangul lui la aceea vreme. Deci talentul lui este incontestabil și se pare că acolo l-a cunoscut pe Manoli din Iaesia, care va fi constructorul său la mănăstirea Argeșului. Acum să mergem către biserica Sfântul Nicolae Domnesc. Vă spuneam că această biserică este construită peste o altă biserică, o biserică de la limita secolelor 12-13, când noi, dacă ne luăm după istoriografia oficială, nu existam. Deci niște români care nu existau au construit la Argeș o biserică în stil de cruce greacă liberă, de la care ni se păstrează două lentile de molos și au fost identificate de arheologi. Și ce au găsit? Că această biserică a avut o frescă foarte, foarte scumpă, cu pigmenți scumpi și cu foarte multă foiță de aur. Mai mult, această biserică a fost pe exterior placată cu ceramică smălțuită în stil nicean. Deci, domnitori, voievozi, duci, ce-ori fi fost ei, care n-au existat, nu, că așa ne spune istoria, cu niște români care n-au existat, au construit o biserică foarte scumpă, care exista. Aceasta este construită peste ea, dar încă o dată, i s-au identificat și fundația și resturile. Deci sunt clare, aici nu există subiect de dezbatere. Lucrurile sunt extrem, extrem de clare. Susțin asta pentru că la noi s-a făcut o ștergere așa cu buretele a unei perioade din istorie, că în loc să cerceteze, mai simplu să spui că n-a existat. Deci iată cum se întâmplă lucrurile. De ce s-a făcut peste vechea biserică această biserică mult mai mare? Țara românească a devenit un actor internațional în vremea lui Ioan Basarab, căreia lume îi spune Basarab întemeietorul, Basarab întâi, dar cel mai corect este să-i spunem cum îl chema. Ioan Basarab. El apare în documentele bulgare și sârbești ca Ivanco. Că, na, ei nu aveau numele de Ioan, foloseau Ivanco inclusiv pentru împărații bizantini. Deci, Ivanco Basarab, Ioan Basarab, a hotărât să facă o biserică mai mare și a ales un stil arhitectonic
așa cum este firesc Constantinopolitan, vedeți rândurile succesive de cărămidă și bolovan de râu. Foarte interesant, în primele 6 rânduri de cărămidă s-au identificat inscripții romane. Asta înseamnă că pe aici, pe undeva, în timpul romanilor, care nu s-a încheiat stăpânirea romană la 271, cum ni se spune oficial, că nu făcea Constantin, marele împărat, pod la 328, dacă nu stăpânea nordul Dunării, că nu era tâmpit să facă pod dacă nu exista nimic la nord de Dunăre, stăpânire imperială romană. Deci romanii au stat probabil până în vremea hanatului avar în această zonă. Deci cărămidă cu inscripții romane, ceea ce mă face să cred că aici a fost loc sacru dintotdeauna, adică și biserica mai veche a fost probabil peste un templu roman. De ce? Întotdeauna se alegea loc sacru. Nu construiai biserici oriunde, astăzi se fac oriunde. Nu, trebuia să fie un loc special, venea nenea cu aluna, nu iau, scuzați-mă, dar luni, și așa mai departe. Nu făceai biserică oriunde, trebuia orientată pe linia echinocților. Adică cei care construiau biserici aveau foarte, foarte multă știință de carte. Mai e ceva în afară de cărămidă care mă face să cred, prezența travertinului. Travertinul nu este din zona Argeșului. Pe de altă parte știm că romanii îl foloseau. Care este travertinul? Cel de la colțuri. Deci, uitați, tot colțul este cu travertin. Travertinul era folosit pe scară largă în templele romane și asta mă face pe mine să cred că am avut de-a face cu un templu roman sau măcar cu o vila romană, dacă nu un templu. Eu cred, rămân la ideea că a fost un templu roman. Construcția bisericii cu aceste rânduri alternative de cărămidă și bolovan de râu o fac extrem, extrem de rezistentă la cutremure și aș vrea să mai observați găurile din ziduri care permit circulația aerului. Ventilația foarte importantă. Lupta împotriva igrasiei. Zidurile sunt groase, dar lasă aerul să circule pentru a împiedica igrasia. La noi, și asta o să vă povestesc, Ovidiu, zona s-a schimbat mult după ce s-a construit salba de baraje de pe Argeș. Din punct de vedere hidrografic nu mai există nicio asemănare cu ceea ce exista odată. Să vă gândiți că albia Argeșului față de ce vedeți acum era cam de 10-12 ori mai largă. O diferență uriașă. Să povestim astăzi despre aspectul ăsta. Asta este intrarea în Sfânta Biserică. În secolul al XIX-lea, un meșter de origini germane, Schuyler, a făcut aceste uși și le-a încadrat în ce? Într-o piatră de mormânt a unui grec care a fost înmormântat aici, în curtea bisericii, și vedem și când murise grecul. La 1634. Deci avem date certe. De ce a ales acest încadrament? Este foarte simplu, este piatră de albești. Lângă câmpul Mușel există o carieră de calcar, dar un calcar cu totul și cu totul special, din care s-au făcut edificii monumentale, printre care cel mai cunoscut este Mănăstirea Argeșului. Un calcar cu totul și cu totul special prin caracteristicile sale. Mult mai rezistent ca un calcar obișnuit. Nu se macină în timp. Vă invit înăuntru. Aici avem o împărțire a bisericii tipic constantinopolitană, cu un pronaos foarte îngust, un naos larg, în formă de cruce greacă înscrisă. Vă spuneam că vechea biserică era cruce greacă liberă. Când vom ajunge la schițe, la planșă, vă voi explica de ce. Și un altar cu trei absiduide, proscomidiar, altarul propriu-zis și diaconicon. Ce este caracteristic pentru această biserică pe care specialiștii o atribuie perioada 1350-1352 din punct de vedere al construcției? Pictura. Pictura este în trei straturi. Acesta este stratul original din perioada 1360-1369. Acesta este al doilea strat din perioada 1746-1751 și acesta este al treilea strat din perioada 1827-1828. Atunci când s-a făcut marea restaurare din 1913, a început și s-a terminat undeva în 1927, deși unele lucrări au continuat și după această dată, a fost scoasă la iveală această pictură de secol al XIV-lea,
o pictură în stilul renașterii paleologice. Și de aici în sus, toată pictura este cea originală, pictura de secol al XIV-lea. Renașterea, așa cum am spus, nu a apărut la italieni, cum să mândresc ei degeaba, ci la greci. Grecii au inventat renașterea din toate punctele de vedere și șansa italienilor a fost că în Imperiul Roman de răsărit, fiind multe războaie civile, grecii au emigrat în Italia și au dus cu ei știința lor, știință foarte mare. Pe inelul median, pe care chiar acum îl filmați, se află faptele, viața, minunile Sfântului Ierarh Nicolae, patronul bisericii. Este foarte interesant să vă uitați la fresca din colț, cunoscută și ca ora de muzică. De ce? Deși aici ar trebui să fie o scenă religioasă în care trei, spune cronica, voievozi au fost condamnați pe nedrept de împăratul Constantin și Sfântul Ierarh Nicolae i-a salvat de la moarte, niște cercetători ne spun că acest personaj din partea stângă a frescii este un profesor de muzică chinez. Pentru că la un moment dat, cam în perioada anterioară construirii acestei biserici, la Constantinopol, chinezii i-au învățat pe greci să schimbe sistemul de notare muzical. Și dacă vă uitați la mâinile tuturor celor implicați și chiar la picioare, vedeți că nicăieri nu găsim același număr de degete. Specialiștii spun că fiecare număr de aici înseamnă o notă. Și în felul acesta a exprimat pictorul faptul că grecii au primit această știință a notării muzicale de la chinez. Aici vedem clar că personajul e chinez după față, după pălărie, în special poți să juri că vine de la curtea imperială chineză. Și dacă chiar după statură, dacă vă uitați, da, cât este de înalt. Aici sunt mormintele întemeitorilor dinastiei politice Brătianu. Am auzit cu toții de Ion Brătianu, de fratele lui Dumitru mai puțin, sau Dimitrie, deși a fost și el prim-ministru. Puțină lume știe că tatăl lui Ion Brătianu, Constantin, cunoscut ca Dincă Brătianu, a fost și el un politician. A fost, ca să zicem așa, un fel de ministru, că așa se numeau în vremea domniilor regulamentare, încă erau denumirile de boieri veliți. Aveți aici, scrie exact ce demnitate a ocupat, a fost mare clucer. Aici este soția lui, Anastasia Tigveanu, care era o teribilă, teribil de lacomă și de acaparatoare, și sora fraților Brătianu, Ilinchia sau Elena, cum apare ea în documente, de altfel se vede și aici. Ea a murit foarte de tânără din nefericire. Ei, acest Dincă Brătianu, deși era analfabet, avea o memorie fenomenală, era un om extraordinar de deștept, a fost înainte să ajungă unul dintre cei șase miniștri care avea România, a fost ispravnic al județului Argeș, un fel de prefect și deputat în adunare, adică un fel de parlamentar de azi. Marele Chiselev s-a împrietenit cu el, Pavel Chiselev, și a spus, dă-mi și mie, avea trei băieți, Toader, Ioan și Dimitrie, dă-mi și mie să-i duc la Sankt Petersburg, la școală. Acum, Dincă Brătianu a fost foarte bun prieten cu Dinicu Golescu, marele boier al nostru care a deschis calea către Apus. Și Dinicu i-a zis, da, sunt moale, dul cu vorba. Și a zis, da, da, o să-i trimit, da, mai încolo, când o să mai cresc. Și după ce a plecat Chiselev din țară, i-a trimis la Paris. Ca așa se întâmplă, Dimitrie și Ion au ajuns la Paris, unde au intrat și în rândurile francmasoneriei, mă rog, asta este o altă poveste, dar pentru că Dincă Brătianu a refăcut turla cu clopotniță a bisericii, i s-a dat acest drept special de a fi înmormântat aici. O să vă arăt acum o frescă extrem de importantă, este vorba de tabloul de Isis. Acesta este tabloul de Isis, care la Curtea de Argeș are o formă aparte. Prototipul renașterii paleologice, trebuie să știți că este mănăstirea Cora din Constantinopol, cunoscută astăzi drept Cariegeami. Mă rog, acolo sunt niște probleme, Erdogan a închis-o,
era muzeu, era vizitabilă, el a făcut o moschee acum, l-a apucat, în sfârșit ce l-a apucat. Dar un tablou de Isis are o caracteristică. În centru este Domnul Iisus Hristos, în partea lui dreaptă este Maica Domnului și în partea lui stângă întotdeauna Ioan Botezătorul. Iată, la Argeș nu este Ioan Botezătorul, este Sfântul Ierarh Nicolae, care este patronul bisericii, patronul orașului, erau patru biserici cu Sfântul Ierarh Nicolae, dar și patronul Domnului, care aici este Nicolae Alexandru, fiul lui Basarab, pentru că el a reușit să realizeze tencuiala acestei biserici, o parte importantă dintre lucrările ei, dar dacă vedeți, Basarab e cu mâinile, Nicolae Alexandru, pardon, este cu mâinile goale. De ce? N-a finalizat-o. Nu i-a realizat și pictura aceasta, a făcut-o Vladislav Laicul, fiul său. Este însă interesantă și ținuta lui Nicolae Alexandru, este îmbrăcat ca un cavaler apusean. Stă doar cu un genunchi pe pământ. Titorul de la Cora, marele logofot Metochites, ca un adevărat slujitor al curții imperiale, stă cu ambii genunchi pe pământ. De ce Domnul nostru este cu un singur genunchi pe pământ? Păi avea sabia la șut, spada. Și dacă punea și al doilea genunchi, îi sărea spada din teacă. Este foarte simplu. Domnul avea voie în biserică cu spada, altfel n-ai voie cu armă. Dar Domnul era apărătorul credinței. El avea voie cu spada în biserică. Era un fel de urmaș al împăratului de la Constantinopol. Mai observăm coroana. Dacă vă uitați cu atenție, coroana lui Nicolae Alexandru este o coroană cu flori de lis, flori de crin. De ce? Aici se pune întrebarea. Cu cine se înrudea? Cu familia Capet sau cu familia Anjou? Că doar aceste două familii aveau în Europa floarea de crin. Noi credem cu Anjou. De ce? Că au fost mai aproape de noi. Am luat-o strict geografic. Familia de Anjou a ajuns până la hotarele României, în Ungaria, în Polonia, chiar dacă au stăpânit și părți din Italia, Franța și Anglia. Vă invit acum înăuntru. Înainte de asta vreau să observați grosimea zidului, grinzile de stejar și să știți că deasupra este un căpere. Este un căpere, se urca pe acolo. Aici era o scară cu trepte de lemn și de aici merge un drum foarte greoi, foarte povârnit, aici unde au loc trei persoane și pot rezista două săptămâni. Acum se spune că inițial a fost un loc în care veneau domnul, doamna, eventual moștenitorul la slujbă și că ar fi avut un fel de pasarelă de pe zidul de gardă și intrau direct acolo. Mai târziu se pare că a fost transformat într-un loc de adăpostire a tezaurului, pentru că știți că veneau mulți la noi la jefuit. Bine, nu s-a terminat, dar atunci veneau la mai direct, cu forme mai brutale. Înăuntru sunt pe pereți foarte, foarte multe inscripții scrijelite, ceea ce înseamnă că a și fost desfolosit acest adăpost. Aici vedem cuplul Vladislav Laicu, cel în timpul căruia s-a finalizat pictura și al soției sale Chiarana, cu nume extrem de grecesc, ca să spunem așa. Ce este interesant, deși este o pictură din al treilea strat, făcut de Pan de Limon, noi credem că el a refăcut doar parțial tablou, pentru că Doamna este mai înaltă ca Domnul. Și cum Pan de Limon n-a fost la nivelul pictorilor din secolul al XIV-lea, credem că n-a nimerit foarte bine proporțiile. Ne interesează însă în acest tablou hainele. Vladislav Laicu are o tunică franceză, era moda Parisului în anii 1360, iată ce repede ajungea moda de la Paris la Argeș, dar pe umăr ia, uitați-vă, această hlamidă imperială bizantină, da? Purpura, autocratorul, el n-are alt stăpân decât pe Dumnezeu. Pe cap coroana cu flori de lis. Iar aici doamna are straie pur bizantine, ceea ce i-a făcut pe mulți istorici să spună, că având în vedere și numele, că era o prințesă de la curtea imperială a Bizanțului. Nu știm, pentru că nu avem niciun document, dar inclusiv Nicolae Iorga spune că există această posibilitate. De altfel, pentru Nicolae Iorga trebuie să știți că această biserică este cel mai important monument de artă și arhitectură medievală românesc. Cel mai important. Și o recomandă tuturor
să o viziteze. Vedem aici chivotul, cel care îi lipsește lui Nicolae Alexandru, da? Ei, vedeți că avea și două turle deasupra pronaosului. Avem niște fotografii din secolul al XIX-lea, în care ele însă există doar până la înălțimea asta. Erau din lemn și învelite în tinichea. Problema este că permiteau infiltrarea apei. Și atunci au fost demolate și acoperișul refăcut complet pentru a proteja pictura, fresca pe care o vedeți în pronaos. O să vă arăt doar câteva din minunatele fresce ale Mănăstirii Argeșului, pentru că ele sunt foarte multe, dar sunt unele care sunt unicate sau foarte, foarte rare. Și una dintre freșele unicate este aceasta. Se numește pilda bogatului care a rodit țarina și a zidit turn. Ce spune fresca? Că acest bogat, într-un an, a avut o recoltă uriașă și că, neavând unde depozita, a dat ordin să se dărâme toate hambarele și să construiască un zid de piatră. Și atunci vine la el îngerul Domnului și spune: nebunule, pentru ce faci asta? Că la noapte te iau la mine. Arătându-ne nouă muritorilor de rând că nu e bine să investești în averi pământene, ci în cele spirituale. Interesant însă, dacă vă uitați cu atenție la bogatul nostru, el nu este un bogat obișnuit. Ia uitați-vă cum este îmbrăcat. Deci, în purpură, un autocrator, coroana cu flori de lis și chipul lui Nicolae Alexandru din Deisis. Păi da, el nu și-a văzut turnul finalizat. El a murit înainte să se facă pictura. Începuse lucrurile aia, dar nu fusese finalizat. Și mai e ceva interesant. Câți meșteri lucrează? 7. 7 e număr sacru, este numărul lui Dumnezeu, fără de care nimic nu poate dăinui. Dar în domeniul breslei constructorilor medievali, trebuiau să fie 7 ca o logia să fie justă și perfectă. Și vedem în semnele constructorilor medievali, zidarilor liberi, cum erau ei numiți, mistria, compasul, planșa de arhitectură, triunghiul. Toate acestea sunt elemente ale acestei bresle a zidarilor liberi, care astăzi sunt numiți francmasoni și se ocupă cu alte lucruri, dar asta nu înseamnă că nu au construit biserici și catedrale în toată Europa, începând în răsăritul Imperiului Bizantin. Vă spuneam că o să vă arăt cele două biserici suprapuse, da? Planul primei biserici, cruce greacă liberă. Ce înseamnă cruce greacă liberă? Brațul crucii se duce până în altar, inclusiv. Crucea greacă, să știți, este crucea cu cele două brațe egale. În timp ce crucea greacă înscrisă, se vede aici în naos, are un braț așa și un braț așa și fiecare se termină pe un cadru de zidărie. Deci nu se duce în altar. Asta o face, cum să-i spun, îi dă o rezonanță specială acestei biserici, pentru că naosul este aproape un cub. Nu este un cub perfect, dar e aproape un cub și rezonanța este cu totul deosebită. Aici Dumitru Norocea, restauratorul genial al bisericii din această, al picturii din această biserică, a descoperit o inscripție care ne spune așa: la leatul 6860, la Câmpul Lung a murit marele Basarab Voievod. De ce este importantă? Știm clar că la 1352 zidul era în aer, dar nu era tencuit. Ăsta este stratul premergător tencuieri. Scrierea este făcută cu ciop de țiglă. Aici nu există nicio controversă. Ce mai este interesant? Că un român care lucra la biserica domnească, care nu știa să scrie, că așa erau românii analfabeți, a știut să facă o inscripție în limba slavonă în care ne spune când a murit Basarab și mai mult. Zice, Marele Basarab. Este foarte importantă titulatura. Marele Basarab ne duce cu gândul la un titlu special. Nu era Basarab cel Mare, ci era Marele Basarab. E foarte important pentru a înțelege rangul acestui dinast, acestui conducător care a dat numele de dinastia Basarabilor, deși poate el a dobândit acest nume până alianță. Nu știm cu siguranță, că doar am spus că înainte de el a existat Radu Negru sau Radu Nigru, cum scria pe clopotele bisericii. Aș vrea să vă arăt o pictură pre-renașcentistă.
Vă spuneam că Renașterea apare în Constantinopol, vom explica imediat și ce înseamnă. Aceasta este o pictură dinaintea Renașterii, un sfânt din pustiu. Observați-vă cât de lung este corpul. Deci raportul cap-corp este undeva 1:11. Așa se picta înainte de Renașterea paleologică. Se spunea că sfinții nu trebuie să semene cu oamenii. Ei, Renașterea schimbă cu totul acest lucru și se introduc proporții mult mai aproape de realitate. Vom avea la Cora 1:9, iar la Curtea de Argeș, mai avansați, fiind o Renaștere mai târzie, 1:8. Vreau să vă mai arăt o frescă extrem, extrem de interesantă. Acestui cavaler, fără cap, să-i spunem așa, cavalerul este îmbrăcat într-o armură și are aici armele. Armura este, după cum spun cei care au făcut studii asupra ei, o armură de tip anglo-normand. Ei, în acest mormânt a fost descoperită o insignă cu un cavaler în poziție șezând, având o armură exact ca aceasta. Hai să zicem, echipament militar nu este o armură clasică, armura cum o știm noi astăzi, aia a apărut în următorul secol, este o armură de secol al XIV-lea. Iar armele, la rândul lor, provin din spațiul vest-european. Să punem întrebarea, ce caută acest cavaler la Argeș? Apropo, în afară de insignă, a mai fost o pelerină și în rest nimic altceva. O serie de istorici au zis așa, dom'le, acesta trebuie să fi fost un prinț, că altfel nu putea fi înmormântat aici, o rudă a dinastului de la Argeș, care undeva în secolul al XIII-lea, deci mormântul ar aparține vechii biserici, a fost în rândul cavalerilor ospitalieri. Pentru că de-aia are echipamentul acesta militar și de-aia a fost înmormântat aici, în biserică. Și de-aia are doar pelerina și insigna, că fiind cavaler călugăr, nu putea să aibă alte bunuri. Mai ne spune ceva Grigore Ionescu, care a făcut o analiză extraordinară a Bisericii Domnești. Tâmpla pe care o vedem aici este din secolul al XVIII-lea, de la restaurarea din 1746-1750. Atunci era lemn și acele draperii speciale bisericești. E, și el spune așa, ia uitați-vă voi acolo, în spatele tâmplei, și gândiți-vă că asta nu exista. Și acolo este o scenă în care ucenicii Sfântului Ioan Botezător fură trupul. Zice, cavalerul din mormânt se uită acolo. Și acesta este simbolul cavalerilor ioaniți, cunoscuți și ca ospitalieri și de Rodos și mai acum, mai nou, de Malta, după la 1500 și ceva, după alungarea lor din zona 1522, mai exact, din Rodos. Deci, iată, cavalerii ioaniți ar fi explicația pentru care acest prinț basarab avea arme apusene. Este singura versiune logică, să spunem așa. O să vă arăt acum alte câteva frește, nu multe, ca să nu pierdem timp, dar care trebuie neapărat menționat. Și pentru că tot am vorbit de Renaștere, cea mai renașentistă scenă din această biserică este rugăciunea din grădina Ghețimani. În această scenă fabuloasă, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos într-o triplă înfățișare, rugându-se în picioare la Dumnezeu Tatăl, reprezentant ca semicer sau rază, cum ne învață Conciliul al VII-lea, ecumenic, rugându-se în genunchi până la sudoare de sânge, cum ne spune Sfântul Apostol Evanghelist Luca, dar și cum îi ceartă pe apostol pentru că au adormit în timp ce Domnul Iisus se ruga. Ei, și aici vedem, pe de o parte, proporția absolut corectă a corpurilor, corpurile sunt pline, sunt normale, dar și perspectiva. Al doilea element pe care îl aduce Renașterea este perspectiva în pictură. Și pentru a reda această perspectivă, pictorul de la Argeș a încălcat canonul și a rupt tablou. Și a scos piciorul unuia dintre Sfinții Apostoli în afara cadrului. Și deodată această pictură a căpătat profunzime. Deci Domnul Iisus e în spate și ei sunt din ce în ce mai în față. La Constantinopol ar fi avut probleme dacă ar fi făcut o asemenea pictură.
La Argeș stăpânul era totuși domnul și nimeni altcineva, așa că și-a permis să facă acest artificiu, dar care dă o semnificație deosebită acestei freșe. O să vă arăt acum o frescă. Ea mai există la Cora și la Kalenici în Serbia, dar nicăieri într-o asemenea reprezentare. O să vă rog să vă dați puțin mai în spate ca să se vadă bine. Este vorba de recensământul lui Quirinus. La recensământul lui Quirinus, guvernatorul Siriei, se prezintă Sfânta Familie. Îl vedem aici pe Sfântul Iosif Tâmplarul și pe Maica Domnului. Și ia uitați-vă ce pântec are Maica Domnului. Un pântec rotund. Maica Domnului a născut a doua zi. Deci Maica Domnului este însărcinată. Vă spuneam că la Cora și la Kalenici Maica Domnului este și ea reprezentată însărcinată, dar acolo pântecul este de-abia schițat. Aici pictorul a avut curaj, probabil bazându-se pe Domnul nostru, și-a făcut o reprezentare mult mai aproape de adevăr. A doua zi s-a produs evenimentul. Mai vedem că în spatele lui Iosif se văd niște capete. Noi știm că Iosif a avut din prima căsătorie 4 fii. La Cora și la Kalenici se văd foarte, foarte bine toți 4. La noi tabloul e mai mic, este mai restrâns, acolo dimensiunile sunt mult mai mari. Am fost și le-am văzut, adică nu vorbesc din cărți, chiar am fost și le-am văzut. Și cu chestia asta poate să lămurește și acea poveste pe care o tot repetă conspiraționiștii cu frații Domnului Iisus Hristos. Iată, Domnul Iisus când se naște, da? Frații lui erau aproape maturi, erau destul de mari. Ca să înlăturăm această poveste lansată odată cu romanul, știm, codul lui Da Vinci, care, mă rog, se referă de fapt la cu totul altceva, dar pentru succesul comercial, Simon Bar Cojba, care s-a proclamat Mesia la 137, a fost și care este cel din care se trage familia celebră Sinclair, a fost transferat la Domnul Iisus Hristos. O poveste pentru succes comercial, nici de cum legată de realitate. Mai avem o frescă unicată în această biserică pe care vreau să vă arăt, este drumul crucii. O să spuneți că drumul crucii există în toate bisericile și este foarte corect. Dar unde găsiți tâlharii pe drumul crucii? Nici măcar în Evanghelie. Dismas și Gestas se numeau ei. Acesta este Dismas, acesta este Gestas. Uitați-vă la perfecțiunea corpurilor. Cât de bine sunt pictați. Ce cunoștințe de anatomie a avut pictorul de la Argeș. Uitați-vă la pasul lor, ce mișcare creează scenei pasul acestor tâlhari, și al celui bun și al celui rău. O astfel de pictură vom întâlni abia la Michelangelo, dar sunt 100 și de ani mai târziu. Noi aici vedem, repet, la 1360-1369. Deci iată cu cât de avansați erau grecii, probabil că pictura asta este în stilul școlii constantinopolitane, în timp ce cea de pe peretele de nord este stilul școlii din Salonic. Deci am avut două mâini diferite, aia sa incontestabil. Și acesta este misteriosul mormânt 10. Cine e în mormântul 10? La cât s-au certat istoricii, și eu nebun să dau un răspuns categoric. Dar eu mă bazez pe un document care se numește Pomelnicul Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc, publicat de Iorga în 1920, și care ne spune că aici este Ior Radu Nigru Voievod. Păi dacă așa spune pomelnicul, eu îl cred. Ce a fost descoperit? Mormântul era tip sarcofag, la 2 metri sub pardoseală, deci aparține vechii biserici, era învelit într-un giulgiu de mătase, cusut cu fier de aur pe care erau svastici, că tot cred unii că l-a inventat Hitler. Mi-e greu să cred că la 1300 știa Hitler cum e svastica. Avea pe el o tunică din postav venețian purpuriu, pe care curgeau efectiv câte 4 șiruri de mărgăritare, și avea 31 de nasturi și butoni din argint aurit pe care era scutul francez de tip vechi al basarabilor, jumătate fașiat auriu cu verde sinopul și jumătate auriu, asemănător cu scutul dinastiei de Anjou din Ungaria și Polonia, atât că acolo era roșu în loc de verde și argint în loc de aur. Foarte interesant. Pe cap avea o diademă bizantină cu
cu mărgăritare. Sub tunica aceasta venețiană avea o dantelă venețiană și ea cusută cu mărgăritare. La brâu, o centură, ce să vezi, cusută tot cu mărgăritare. Cred că ele creșteau pacip în curte și doar le lua și le cosea pe veșmintele sale. Și această centură avea o pafta, o găsiți la Muzeul Național de Istorie, de 271 de grame de aur, care înfățișează un castel gotic. Aici sunt iarăși o serie de discuții. O să vă spun doar varianta mea, eu cred că este Poarta Cracovii. De ce? Pentru că în centrul acestei paftale e o lebădă cu cap de femeie. Lebăda este din argint, capul femeii este din bronz și a fost mulțuită cu albastru. De ce cred că este poloneză? De ce este Poarta Cracovii? Pentru că avem o astfel de reprezentare a reginelor Polonii. Lebădă cu cap de femeie. Asta ar fi apropierea și nu pot să fac abstracție de aia. Dacă doar polonezii și-au reprezentat reginele așa, Vasile Lovinescu, pe de altă parte, ne spune că e cu totul altceva. Este vorba că cel înmormântat aici era un inițiat și știa că odinioară Polul Nord a fost în constelația Lebedei. Să nu excludem nici această variantă. Catarama avea pe spate și un mic buzunăraș unde, știți ce se punea? O travă. Doamne ferește să fi capturat. Avea și niște inele interesante, două dintre ele ne atrag atenția în mod deosebit. Unul pentru că pe el este primul verset din Ave Maria, celebra rugăciune, iar pe al doilea scrie așa, tot în latină. Iisus trecea prin mijlocul lor mergând. Scena de la Nazaret, când se duce și predică și lumea îl primește cu ostilitate, el pleacă către lac și este o atmosferă extrem de tensionată. Toată lumea s-a așteptat să fie atacat. Nu s-a întâmplat. De ce este extrem de interesant acest inel? Pentru că îl întâlnim la Cavalerii Negri. Eduard, prințul negru al Angliei, Jawisza Czarny, Jawisza cel negru, cel mai mare cavaler din istoria Poloniei. Doi cercetători, doi mari istorici ai noștri contemporani, spun că aceste inele se făceau la Bologna, în Italia, și că le dădea papa celor mai mari cavaleri ai creștinătății. Și atunci Radu Negru parcă se leagă, nu? Cu acest supranume de cavaler negru. Aș vrea să vă uitați și la această piatră. Trebuie să știți că ea nu aparține mormântului. Ea a fost descoperită aici. Aici, vedeți, era o ușă, dar când s-a construit contrafortul de la mijlocul secolului al XIX-lea, ușa a fost închisă. Și aici a fost găsită această piatră sprijinită. Este extrem de interesant. Aici, în partea asta, dar se vede doar la lumină, este o stea a lui David înscrisă în cerc. Ea are o dublă semnificație. Această stea a lui David înscrisă în cerc, pe de o parte, ne duce cu gândul la Vechiul Testament, dar pe de altă parte trebuie să știți că în creștinismul primar, dar după ce a devenit el, nu chiar primar, să zicem, de începuturi oficiale, când a devenit simbolul Imperiului Bizantin, când devenise o religie oficială, se considera triumful creștinismul în lume, da? Deci cercul reprezintă întreaga lume. În timp ce în cealaltă parte avem o cruce greacă cu capiteluri ionice, atenție, înscrisă în pătrat, pătratul perfecțiunea, da? Crucea greacă cu capiteluri ionice a fost adoptată de cavalerii templieri. Deci templierii nu și-au luat o cruce latină, deși teoretic ei erau romano-catolici, ci o cruce greacă. Asta ne spune multe despre câtă știință de carte au avut acești mari cavaleri. Cele două simboluri sunt legate printr-un arbore al vieții. Dar arborele al vieții de aici, de la Argeș, are o coroană neobișnuită. Vedem într-un cerc patru triunghiuri echilaterale, simbolistica numărului 4, de la 4 evangheliști, la 4 anotimpuri, la 4 numărul lui Pitagora, care descriu pe cer 12 puncte, 12 triburi ale lui Israel, 12 apostoli și să nu dăm deoparte 12 case zodiacale. Dar avem și soarele cunoașterii. Soarele cunoașterii are 24 de raze, pentru că lumina cunoașterii nu se stinge niciodată, ea luminează întotdeauna. Voi arăta acum spre ieșire aici două fresce și în Pronaos 2. În primul rând, această frescă, chiar dacă este făcută în secolul al XIX-lea și această reprezentare a Sfântului
ierarh Nicolae o mai întâlnim, ce o face unicat? Că altfel nu vă arătăm dacă nu era unicat. Poziția oranta a Sfântului ierarh Nicolae. Nu există Sfântul ierarh în poziție oranta, în afară de Curtea de Argeș. De ce? N-aș ști să vă spun. Singura explicație ar fi că pictorul inițial îl făcuse așa și cel care îl restaurează, Pandelimon, îl face în poziție oranta, dând însă chipul Sfântului ierarh Nicolae, cum îl întâlnim în câteva icoane și biserici din județul Argeș. Deci Pandelimon a lucrat mult în zona Argeșului. Și aceasta este cea mai mare frescă din Biserica Sfântul Nicolae Domnesc. Aici, pe lângă maestria extraordinară a pictorului, mai avem ceva, multă știință de carte, de teologie. În primul rând, aș vrea să vedeți că sus avem 11 norișori. Este foarte important pentru că la adormirea și ridicarea la cera Maicii Domnului au participat doar 11 apostoli. Din păcate, pictorii, în special cei din ultimii ani, habar n-au teologie și pictează și 12, am văzut și 15, dovadă câtă știință de carte au. Nu, 11 trebuie să fie, așa este corect. Aici avem o scenă în care Sfântul Arhanghel Gabriel sau Gavril vine și spune Maicii Domnului că va fi luată la cer, el este vestitor. Iar aici Dumnezeu Tatăl, iară semicer, o binecuvântează pe Maica Domnului și uitați cum îi se închină întreaga natură. Maica Domnului este stăpâna cerului și a pământului. Maica Domnului, știind acum că va pleca la cer, face un gest pe care mari știutori de carte din ziua de azi spun că este păgân. Iată că îl făcea Maica Domnului. Își împarte hainele la săraci, știind că va pleca la ceruri. Deci acest obicei de a împărți haine la mormântare este cât se poate de creștin. Și îl avem de la Maica Domnului. Aici o vedem pe Maica Domnului întinsă pe catafalc. Aici avem oamenii, sfinții, primii trei episcopi, episcopii de Ierusalim, Atena și Efes, Iacov, cel drept, ruda Domnului, unul dintre cei patru fii ai lui Iosif, pe care vi-am arătat, Timotei și Ierotei. Stau la căpătâiul Maicii Domnului, iar aici Domnul Iisus coboară cu toți îngerii ca să ia sufletul Maicii Domnului. Sufletul Maicii Domnului vedem că este sub formă de prunc, pentru că este un suflet pur. Vedem că lumea asta a îngerilor totuși interacționează cu lumea obișnuită prin intermediul acestor două sfeșnice. Iată, ei sunt în alb-albastru, dar aici prin culoare. Și aici îl vedem pe evreul Gefonias, care zice, ce sfântă, bă, ce mama a lui Dumnezeu e asta? Și vine să răstoarne catafalul. Și Sfântul Arhanghel Mihail vine și îi retează mâinile, uitați. Și mâinile rămân prinse de catafalc. Gefonias regretă gestul lui, își dă seama cât de mult a greșit și atunci Sfântul Apostol Petru face una din primele sale minuni cunoscute. Îi lipește mâinile la loc și îl creștinează pe Gefonias și se întâmplă o minune. Aici avem Sfântul Pocal, despre care lumea a cam uitat că a existat și acest Sfânt Pocal, care la Curtea de Argeș, dacă vă uitați cu atenție, are o gură hexagonală, din nou simbolistică, din nou numerologie. Nu se pictează nimic așa după ureche, totul trebuie să se picteze cu anumite norme. Și din pocalul sfânt izvorăște lumina, vedeți razele de lumină, pentru că Gefonias, odată cu creștinarea, primește și lumina, lumina divină. Aici avem explicația de ce sunt 11 apostoli pe norișori. Acesta este întârziatul. Sfântul Apostol Toma a venit cam la 3 zile, pentru că el creștina un rege în India cu tot neamul lui. Și când vine, pentru cei care ați fost la Constantinopol, știți, biserica făcută de Kaiserul Wilhelm al II-lea deasupra casei, undeva pe deal, și jos este mormântul, nu e distanță mare, dar oricum mormântul e mai jos. Deci ca să ajungi la casa Maicii Domnului, unde vegheau și plângeau ceilalți apostoli, trebuie să urci pe lângă mormânt, că nu ai pe acolo e drum. Și întreabă Sfântul Apostol Toma, bă, dar unde ați înmormântat-o pe Maica Domnului? Ăștia supărat, zice, bă, eu înțeleg că ești după drum, dar ce ai? Ai luat ceva? Păi ai trecut pe lângă mormânt. Zice, nu, mormântul e gol. Atunci au alergat cu toții la mormânt, l-au găsit gol, pentru că, iată, Maica Domnului este dusă la cer de îngeri, unde o așteaptă alți îngeri cu mâinile întinse, ei sunt porțile raiului
Și aici este divinitatea în plenitudine ei, care o așteaptă pe Maica Domnului. De ce? Pentru că Domnul Iisus a decis ca la judecata de apoi, Maica Domnului, care toată viața ei intervenise pentru oameni, să fie apărătoarea oamenilor. Avocată, să-i spunem în termen modern. Păi și cine este acuzatorul? Satana. Deci, într-o parte va sta Satana, într-o parte Maica Domnului și la mijloc Domnul Iisus Hristos. De-aia ni se spune că trebuie să ne rugăm mereu la Maica Domnului, pentru că Maica Domnului ne va apăra la judecata de apoi. Și vreau să mai vă arăt două frește în pronaț, care sunt importante tot prin simbolistică. Aceasta este scena în care Maica Domnului, la vârsta de 3 ani, este dusă de Sfinții, în părinții Ioachim și Ana, împreună cu familia lor, la templu, unde preot este Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Erau rude, că tot încearcă lumea să ne spună că Sfinții Ioachim și Ana erau niște amărâți după acolo. Păi să fie rudă atât de apropiată, cum n-ați, practic, cu marele preot al templului din Ierusalim, numai un amărât nu erai. Trebuia să fii dintr-o familie extrem de nobilă. Dar Sfântul Proroc Zaharia are niște străie cu inscripții. Și acestea atrag atenția pentru că un criptograf în perioada interbelică, după ce a studiat alte biserici cu renaștere paleologă și în special Studenița din Serbia și Boiana din periferia Sofiei, spune așa că pe una din părți ale veșmântului scrie Egipția Iglesia Valachia Ecli, arătând că în sânul bisericii noastre a existat un curent mistic, un curent care provine de la însăși sfinții schivnici, puznici din pustiul Egiptului. Oamenii aceia erau cu totul și cu totul remarcabili și aveau o legătură deosebită cu Dumnezeu. Iar pe cealaltă parte scrie o cale mie, o vimi aum. Spune acest Emilian Constantin Grigoraș, care însemna ochii mei au văzut un om în limba străromână. Adică în acea limbă de tranziție din perioada primului mileniu. Pe ce se bazează asemănarea cu limba română, ca să și spunem de unde a tras concluzia asta. E, nu l-a băgat nimeni în seamă pe Emilian Constantin Grigoraș, nici nu l-au contrazis, nici nu l-au confirmat. Dar când s-au descoperit manuscrisele de la Marea Moartă, lucrurile cam așa scriu pe acolo. Ochii mei așteaptă să-l vadă pe Fiul Omului. Ochii mei vor să-l vadă pe Fiul Omului. Ochii mei îl vor vedea pe Fiul Omului. Și atunci, tot ce a spus Emilian Constantin Grigoraș, care din nefericire era mort la vremea în care a început decriptarea manuscrisului la Marea Moarte, tinde să se confirme și să ne arate cât de așteptat era Domnul Iisus Hristos în acest mediu esenian al celor mai școliți, să le zicem, cunoscători ai tradiției iudaice și ai cărții sfinte a Torei. Și o ultimă scenă pe care vă voi arăta aici în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc este scena când Maica Domnului părăsește templu, ajunsese, aici este o controversă dacă la 12 ani sau la 15 ani, e vorba din momentul în care o fată are primul ciclu și nu mai are voie să stea în templu. Și atunci, marii preoți în frunte cu Sfântul Proroc Zaharia decid să-i găsească un soț. Și pentru că Maica Domnului se trăgea din stirpa lui David, atenție, nu era de orice origine, că v-am spus că era Ioachim și Ana, n-au fost niște oameni simpli, se străgeau din regele David, iată ce face Sfântul Proroc Zaharia, cheamă 12 urmași ai regelui David să vină fiecare cu câte un toiag, o bâtă, o nuia, cum vreți să-i spune, și pentru că nu știa cum să-l aleagă pe cel mai potrivit, să duce în Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor doar marele preot avea voie să intre o dată pe an. Strict. Și iată-l cum se roagă și vedem cum Sfântul Duh coboară asupra altarului din Sfânta Sfintelor și se întâmplă o minune. Toiagul lui Iosif înmugurește și pe el se așează un porumbel care intră pe fereastra templului. Aici Sfântul Proroc Zaharia se întoarce, o încredințează pe Maica Domnului Iosif, care se spune că era mai bătrân, mai timid, iar ceilalți furioși își rup toiagele și pleacă. Și de aici ne înveghează floarea de crin, o transpunere a florii de lotus preluată de iudei de la egipteni ca simbol regal și de creștini sub forma florii de crin, știm că încă de la Merovingieni. Deci, iată
dinastia lui David. Nu oricine este maica Domnului, ci o urmașă a regelui David, după cum știm că era și Iosif. Deci asta, ca să mai lămurim poveștile cu amărâții, cu neștiutorii de carte, cum spun unii despre Sfinții Apostoli, care de fapt erau oameni extrem de instruiți și de educați. Sfântul Andrei, de exemplu, era tălmaciu oficial al Domnului Iisus Hristos, pentru că vorbea foarte multe limbi. De-aia probabil că l-au și trimis în partea noastră. Mă rog, mai este o poveste, dar nu are legătură cu prezentarea Curții de Argeș. Acum o să vă rog să mergem la ruinele Bisericii Sfânt Nicoară, o să avem un pic de mers, că trebuie să urcăm, dar ea străjuia cetatea Argeșului. Vă spuneam că spre răsărit, incinta Curții Domnești era străjuită de această biserică, turn, să-i spunem, Sfânt Nicoară. Apropo, spuneam că erau patru biserici cu Sfântul Nicolae, asta e, Nicoară este Nicolae, da? Mai este una mai jos. Această biserică datează de undeva tot așa, la sfârșitul secolului al XIII-lea de data asta. Au fost identificate elemente de frescă de domnul Răzvan Teodorescu, de domnul academician, Dumnezeu să-l odihnească, care ne arată că e vorba de anul cel târziu 1300. Deci asta este cea mai veche structură de la sud de Carpați, structură ecleziastică în picioare, că așa ruine mai sunt, dar la nivelul solului. Acest turn era extrem de important pentru că era și un turn de transmisie. În anii 70 s-a făcut verificare și din vârful turnului s-a aprins o făclie și se vedea sus la cetate, la Căpățânei. Deci ia gândiți-vă, sunt 25 de kilometri până acolo. Și respectiv de acolo încoace. Deci asta îi face pe specialist să creadă că era un releu, o linie de turnuri de la Dunăre. Să nu uităm că la București era turnul lui Bucur. Da? Din vremea lui Radu Nigru Voievod, că tot mai exista Radu Negru, dar turnul lui Bucur era din vremea lui la București. Da? Deci probabil pe linia asta, București, Giurgiu, Argeș, cetatea. De ce? Cetatea era ultimul loc de refugiu. Acolo era greu, practic imposibil de cucerit până la apariția tunurilor. Deci iată cum se transmiteau mesajele cu foc. S-au făcut săpături aici, pentru că legenda locului spune că aceasta a fost o biserică romano-catolică. Arhitectura este clar bizantină, ortodoxă, avem multe biserici la sud de Dunăre asemănătoare cu aceasta, dar și în țara Hațegului câteva. Dar aici avem la Mesembria, Nesebăr, cum îi spune azi în Bulgaria, la Nicopol, la Trapezița, la Târnovo. Deci nu avem îndoieli că este, din punct de vedere al arhitecturii, o biserică ortodoxă. Este însă posibil, domnii noștri de mai multe ori au avut soții romano-catolice, și Ioan Basarab a avut, și Nicolae Alexandru, și Mircea a avut o soție catolică, au fost mai mulți care au avut soții catolice și e posibil să fi fost dată spre cult la un moment dat bisericii romano-catolice. Dar din ce s-a descoperit aici, din secolul al XV-lea, al XVI-lea până al XVII-lea, e clar că ea a funcționat și în secolul al XVII-lea, a fost de cult ortodox. Deci nu avem îndoială. Deci a fost probabil ceva provizoriu. Asta ne spune legenda locului. Legenda locului, de altfel, vorbește de doamna Clara, care ar fi făcut aici o episcopie catolică. Episcopia catolică a fost undeva mai jos, ea nu mai există astăzi, a fost dărâmată în vremea lui Petru cel Cel, pentru că sașii care au locuit în Curtea de Argeș, noi am avut două cartiere de sași, aici mai jos puțin, trecuseră la protestantism și au abandonat biserica și ea de aia s-a prăpădit și atunci Petru cel Cel, care ura protestantismul, este singurul domn despre care știm că a ars doi predicatori luterani pe rug, a venit la Argeș și a aflat că toți sașii de aici au trecut la protestantism și le-a dat ultimatum, ori treceți la catolicism, ori la ortodoxie, adică le-a dat două variante și a treia plecați și au preferat să plece. La Câmpul Lung au trecut la catolicism înapoi și au rămas catolici, dar și acolo s-a prăpădit vechea episcopie, este sub spitalul din Câmpul Lung, cloșterul catolic. Dar aveau bărăția, au mai avut o variantă, dar știm că aveau cloșterul, că se plâng că Matei Basarab, la Matei Basarab, când a refăcut mănăstirea Negru Vodă, că preoții ortodoxi le-au furat în pietrele la cloșter. Deci era jos deja marea mănăstire de la Câmpul Lung romano-catolică. Deci aceasta este povestea Sfânt Nicoară.
ea teoretic este în administrarea Episcopiei Argeșului și Mușelului. Mă rog, aici sunt discuții pentru că proiectele acestea europene n-au permis până acum restaurarea mai mult de unui monument dintr-un UAT. Și ce UAT? Înseamnă unitate administrativ teritorial. Nu contează cine e proprietarul, dar la noi cel care a fost restaurat a fost Palatul Regal din spatele Mănăstirii Argeșului. Și dacă nu se putea mai mult de unul, unul s-a făcut. Acum să sperăm că noua linie de finanțare care urmează să se deschidă la anul va permite să introducem și această biserică și curtea domnească. Pentru că există proiect pentru restaurarea Sânicoara, acum există un proiect de la marele arhitect Mulțescu pentru casele domnești. Și zidul de gardă, cum a arătat el în vremea basarabilor și a urmașilor lor. Deci lucrurile astea să știu cam cum erau, dar să sperăm că nu vor mai fi aceste limitări, că a zis că unii au monumente valoroase și ar lua ei toți banii, cum e cazul nostru la Curtea de Argeș. Acum e vina noastră că am fost reședință domnească. Asta e, așa s-au fost regulile la fondurile europene. Să sperăm că măcar de acum înainte vom avea noroc. Spuneam despre Neagu că era constructor, de adevăratele, că a construit o moschee și nu una mică, la Constantinopol. Acolo se pare că l-a cunoscut pe Manoli din Niesia. Nu știm ce era grec sau armen, pentru că stilul lui are elemente armene, georgiene, persane și grecești, bineînțeles. Adică îmbină foarte bine aceste stiluri care cumva le întâlneai în Imperiul Otoman. Știm sigur însă că Manoli a venit cu o echipă multinațional, ca să-i spunem așa, era un adevărat corporatist, pentru că scrie pe Pisani. Pe Pisani ne spune despre constructorii creștini și alții. Deci a avut inclusiv musulmani la construcția acestei bijuterii, care este considerată de Paula, de Alepa, a opta minune a lumii. Manoli a avut și două echipe de români, impuse de Neagoe. O echipă de constructori autohtoni, care îl sabotau în permanență, că de ce ziua se zidea, noaptea se dărâma, dar îl sabotau efectiv, și o echipă de pietrari străluciți de la Brașov, noroc că ăștia au păstrat arhivele și știm că pe șeful echipei îl chema Vitus și acolo sunt plățile care le-a primit de la Argeș Vitus și echipa lui. Acum Manoli, să spunem că era și deștept și frumos și a stârnit oarece patimi printre damele vremii, una dintre ele fiind Zorza din Câmpul Lung, fiul ca unui mare zaraf evreu, care în final se va căsători cu marele logofăt Hărvat, de aici și rivalitatea dintre Manoli și Hărvat, prietenul lui Neagoe din tinerețe. Și pe de altă parte s-a îndrăgostit el la rândul lui de Ana, care era o fată pe lângă mitropolie, pentru că aici era mitropolia Argeșului făcută de Vlad Dracu, și această fată Ana se pare, așa spun unele variante, că Mănăstirea Argeșului are 200 de variante, ca să ne înțelegem. Nu știm varianta lui Alexandric, el a ales-o pe cea mai frumoasă și cea mai poetică și a mai prelucrat-o și el, dar sunt 200 de variante ale Mănăstirii Argeșului. Ei, despre această Ana se spune că ar fi fost fica lui Pârvu Craiovescu, adică tatăl din actea lui Neagoe Basarab. Era sigur fata doicii lui Neagoe, cea de la care a fost Neagoe alăptat. Deci, iată, Manoli și-a găsit, să zicem așa, ca iubită, pe cineva extrem de apropiat de Neagoe. S-a îndrăgostit teribil și s-a apucat de lucrări. Terenul era o problemă, aici era mlaști. Ca să înțelegeți, există picturi de epoci că Valea Argeșului se unea cu Valea Văiașului pe aici. Deci nu exista toată această zonă de pământ care desparte cele două voi. Vadul era atât de mare încât era foarte greu de trecut, te plictisei până treceai de pe un mal pe altul. Ei, și aici era foarte multă apă. Sunt forate, cred că, 4 sau 6 fântâni în curtea mănăstirii din cauza apei. Și atunci au trebuit să stabilizeze terenul întâi cu grinzi de stejar și piatră de var, calcar. Da. Piatra de var întâi o ardeau. De ce? Să fie var nestins ca să absorbă apa. Corect. Și așa au stabilizat terenul și s-au apucat să construiască. Aș vrea să observați că Neagoe nu pune catedrala pe pământ. Pământul e murdar. Nu este sacru. Și atunci îi face un postament
pe care pune catedrala, ea trebuie să fie între cer și pământ. Din păcate, când s-a reconstruit mănăstirea, catedrala de către Andrei Lecom de Nui, a înălțat acest aghiazmatar. El era jos. De ce? Neagui a zis să fie pe pământ, că atunci când intri în casa lui Dumnezeu, să înțelegi cât ești de mic. Neagui a fost un om extrem de credincios, după un anumit moment, că la început a fost și el tânăr, flăcău, iute de mânie, dar domnia i-a adus și înțelepciunea, foarte multă înțelepciune. Deci trebuia să intri într-un loc cu adevărat sacru. Ce s-a întâmplat? V-am spus că această echipă de constructori români de biserici îl sabota în permanență pe Neagui. Au făcut-o intenționat pe Neagui, pe Manoli, că era străin. Cum adică nu-i lasă pe ei să construiască, care le-a adus lor un venetic. Da? Și la un moment dat s-au epuizat fondurile. Pleacă Manoli la Târgoviște, domnul se plictisise să tot stea la Argeș, s-a mutat la Târgoviște și îi spune, nu ne ajung banii. Trebuie să facem ceva. Trebuie să spun că înainte de acest moment al plecării la Târgoviște a avut loc un incident în familia lui Neagui, lui Manole, doamne, tot pomenesc de Neagui, în sensul că a adormit, se pare, cu capul pe masă și i-au luat foc planurile. Și în incendiu a murit sufocat copilul, care tocmai s-a născut. A fost o lovitură teribilă pentru el. Apoi s-au revoltat meșterii și au omorât câinele. Au dat cu bolovanii în el până l-au omorât, câinele lui Manole, ca să-i transmită acești meșteri autohtoni. Și când el era plecat la Târgoviște și Despina Milița, doamna țării românești, decide să-și vândă toate bijuteriile, toate, ca să se construiască această bijuterie de lângă noi, meșterii se revoltă din nou și în loc să spună că ei construiau prost și nu Manole făcea greșeli, spun, domne, trebuie să zidim o umbră. Atenție, nu să zidea oameni vii. Doamne ferește, asta este... nu să zidea oameni vii, să zidea umbre. Ce însemna zidirea umbrii? Te duceai în spate, pe furiș, la un om care stătea la soare, puneai o stinghie pe lungimea umbrei lui, o rupeai și te duceai și o zideai în zidul care trebuia să dăinuiesc. Dar pentru omul căruia îi furai umbra, asta însemna că îi fura sufletul. Și se întâmpla cu ei două posibilități. Unii nebuneau, alții se sinucideau. Nu acceptau să li se fure sufletul. Era atât de larg răspândită ideea că dacă ți-a furat umbra, ți-a furat sufletul, că asta era sfârșitul. Ori ei hotărâs să-i facă asta Anei. O fugăresc pe Ana, ea să urcă pe ziduri și știind că îi vor fura umbra, preferă să se sinucidă. Ana s-a sinucis. Manole, când s-a întors de la Neagui, vă dați seama, a fost șocat să-și găsească soția moartă, copilul tocmai murise, află și cum i-a omorât câinele și toate trei îi dau o stare teribilă, dar nu de răzbunare, răzbunarea lui este furia. Furia creatoare, de momentul ăla nu mai are nimeni curaj să iasă din cuvânt, a avut noroc că s-a întors și Vitus. Vitus fusese și el plecat la Brașov, Vitus îl asculta pe Manoli în tot ceea ce decidea și cu furia asta creatoare începe construcția într-un ritm extrem de rapid. Atunci a luat decizia ca pe Ana și pe copil să-i zidească la baza celor două turle de deasupra pronaosului. Dacă vedeți, ele sunt răsucite, ce sens are? Prin sacrificiu te urci în ceruri. Dar cum adică să-i zidească? I-a zidit, ei erau decedați. I-a zidit efectiv la baza celor două turle. Dar, încă o dată, vorbim de niște oameni care muriseră. Nu a fost nimeni zidit de viu, că ar fi, Doamne ferește, la n-ar mai fi un loc sfânt, ci un loc blestemat. Nu, nu se făcea așa ceva într-o biserică creștină, exclus. El a luat această decizie extraordinară că la baza celor două turle, acestea nu mai sunt cele originale, pentru că au căzut la cutremurul din 1802. Acestea sunt cele refăcute de Lecom de Nui, erau mai suple și mai înalte, cele originale. Lecom de Nui le-a făcut după arhitectura modernă, le-a ramforsat ca să reziste mult mai bine la cutremuri. Neagui a venit atunci cu o idee genială. A zis, bă, noi în țara asta avem ghinion, vin turci, vin tătarii și ne spurcă locurile, ni le jefuiesc. Și a pus pe pereții exteriori ai Sfintei Mănăstiri citate din Coran. A avut efect mai puțin la tătari, că tătarii nu știau să citească.
Turcii, să știți, însă că n-au intrat în ea. În schimb, au intrat creștini. Ungurii și austriecii au jefuit-o cumplit, această mănăstire. Austriecii chiar de două ori. Arhitectura este, așa cum v-am spus, îmbină elemente grecești, armenești, georgiene, în special decorațiuni. Știți că fiecare porumbel de acolo, după corniș, avea un clopoțel care trebuia să cânte diferit de celălalt. Nu trebuia să scoată aceeași notă. Fiecare avea altă notă și când bătea vântul, vă dați seama ce armonie muzicală era aici, în acest loc sacru. Acolo, în pronaosul catedralei, sunt 12 coloane. I-a spus Manole la acest, să zicem, obiectiv aparte, hora apostolilor. Deci 12 apostoli reprezentați fiecare de o coloană. A folosit în construcție și niște marmură. Problema este că sultanii aveau monopol în partea asta de Europa, nu se găsise la Rușchița, știți, zăcământul ăla de la luat Videanul după aia. Noi nu aveam marmură și toată marmura se importa din Grecia. Orașele erau Imperiul Otoman. Și nu ne dădeau voie să folosim marmură, că știu că ne o punem la biserici. Și atunci Neagoe îi scrie sultanului și zice, știi, vreau să fac niște băi la Vidin, deci în teritoriul otoman, pentru că familia craioveștilor avea niște proprietăți la Vidin, percepea inclusiv jumătate din veniturile schelei, adică ale portului din Vidin. Zice, vreau și eu să fac niște băi acolo pentru creștini. Și zice, la Vidin, da, atât că el era plecat până Orient, la război Selim I, a avut tata lui Suleiman. Și aduce marmura la Vidin și ce să vezi, ajunge la Argeș. Asta e, băile nu s-au construit niciodată. Acum, e clar că sultanul și-a dat seama, dar avea alte probleme, numai să se ocupe de Neagoe. Era și l-a lăsat și înăuntru se găsesc această marmură încadrată special în anumite zone. Marmura face parte din mănăstirea Argeșului, în timp ce zidurile exterioare sunt din acel calcar special de Albeș de care v-am povestit. Un calcar cu totul și cu totul deosebit. Atunci când Andrei Lecomte de Nui a refăcut această mănăstire, toate pietrele pe care le-a înlocuit, că nu le-a înlocuit pe toate, sunt aduse din carieră de la Albești, adică nu a folosit altfel de calcar decât cel din aceeași carieră cu calcarul care a fost construit. După ce s-a terminat reconstrucția mănăstirii Argeșului, trebuie să știți că aici era un teren viran unde ne aflăm. Și a zis regele, dar știu, aș vrea și eu să am un palat. Și atunci s-a luat decizia să se construiască palatul regal și o să mergem acolo și o să vorbim un pic despre el. Aș vrea să mai rețineți că pictura originală a fost scoasă cu mare grijă de Emil Andrei Lecomte de Nui și se află parțial la Muzeul Național de Artă, cea mai mare parte, parțial la Muzeul Național de Istorie și câteva în Muzeul Mănăstirii Argeșului. Deci tot ce s-a putut salva Andrei Lecomte de Nui, care astăzi e blamat de mulți deștepți, a făcut cu mare și foarte mare grijă. Deci nu a încercat să distrugă nimic, dar erau lucruri care trebuiau înlocuite. Pentru că în afară de cutremurile care au afectat, polonezii, de exemplu, în 1600 au bombardat-o, ungurii au furat acoperișul, austriecii au jefuit-o de două ori, toate lucrurile astea au afectat structura. Ea a fost refăcută de mai multe ori, dar în 1846 a ars. Ei, Carol, după ce a ajuns domn, a bătut toată țara. Și a zis așa, când s-a întors la București. Am bătut țara asta, că l-au întrebat boierii, nu știu, bă, dar ce ai vrut? Zice, să-mi caut loc de trăit și loc de murit. Și uite-te ăștia lung la el, zice, să facem mișto de noi, nu? Păi zice, și l-ați găsit? Zice, da, la câmpul lung Mușce l-am găsit locul de trăit. Era vorba de dealul Mățăului, ne-a vrut să-și construiască primul castel, dar câmpul Ungenia-i dracu n-au vrut să-i dea pământul, că au zis că ei nu dau pământ la venetici. Ăsta a fost răspunsul, atenție, ăsta a fost răspunsul obștei, au zis că ei nu dau pământ la venetici. Și de supărare, Carol le-a făcut la baza dealului Mățăului, unde trebuia să-și facă acel castel, liceul Carol de astăzi. Școala normală pedagogică. Și locul de murit a zis că la curtea de Argeș s-a simțit cel mai aproape de cer. Și de altfel va spune în testamentul său, pentru că el era romano-catolic, trebuie să explicăm, nu era creștin-ortodox, să fie înmormântat cât mai aproape de mănăstirea Argeșului. Dar când a murit, ai noștri considerând că ceea ce a făcut Carol pentru țara asta
a fost enorm. S-a dat o derogare specială a Bisericii Ortodoxe și a fost înmormântat în catedrală. Regina Elizabeta n-a mai părăsit acest palat din spatele mănăstirii din momentul în care Carol a trecut la cele veșnice și a stat aici, cum să spun, mai mult în rugăciune și a căutat practic moartea, dormea cu geamul deschis iarna și la începutul 1916, la nici un an și jumătate, chiar mai puțin, a murit și ea și a fost înmormântată, deși și ea era romană catolică lângă regele Carol. Bineînțeles că atunci când a murit regele Ferdinand nu s-a mai pus problema, a fost direct înmormântată. Aici interesant asta este înmormântarea reginei Maria. De ce? Regina Maria a fost născută anglicană. De la anglicană a fost trecută la luteranism. De la luteranism a trecut la ortodoxie. De la ortodoxie a trecut la Bahai. Dar la sfârșitul vieții, se pare că în ultimele clipe de viața ei s-ar fi călugărit ortodox. Pentru că pe piatra de mormânt a cerut expres să nu se scrie nimic. Și piatra ei a fost netedă până la Revoluție, când principesa Ileana a venit în țară și a gravat piatra de mormânt a reginei Maria. Până în momentul ăla era, spre deosebire de celelalte trei pietre, era netedă. Așa se face la călugări, nu se scrie nimic pe ea. Se făcea, că nu se mai face, că acum ne-am modernizat. Am trecut într-o altă epocă și acum toată lumea își scrie numărul. Nu exista să se scrie numele pe mormântul călugărilor. Deci, se pare că regina Maria, înainte să moară, s-a călugărit și asta este un lucru extrem de important care arată că această mare regină nu numai a iubit România, a avut și o simțire cu totul și cu totul specială, spirituală. Vă spuneam de echipa internațională pe care a avut-o Manoli. Ca un aspect inedit, când s-a desfăcut de către Emil Lecomte de Nuit catedrala pentru reconstrucție, au scos cheia de boltă, care știți, este cel mai important element în construcția unei catedrale, că altfel nu stă. Ghiciți ce scria pe ea? Allah. Allah. Iată, asta dovedește că cei care au lucrat erau și musulmani. Această cheie de boltă a fost dusă la Muzeul de Antichități de Tocilescu. El era directorul Muzeului de Antichități și teoretic ar trebui să existe la Muzeul Național de Istorie, dar i-am întrebat și habar nu au despre ea. Deși există documentul, l-am văzut, prin care ea a fost ridicată de la Mănăstirea Argeșului. Tocilescu l-a publicat, adică nu altcineva, și spune cum a dus această cheie de boltă la București. De ce atât scria Allah? Vă spunem că s-a decis să se construiască un palat pe locul fostului seminar. Aici a fost seminarul teologic de la 1836. Inițial, Carol a vrut să aibă un palat, să zicem, la dublu. Dacă observați, are o aripă de nord, unde trebuia să fie palatul episcopal, și o aripă de sud, care trebuia să fie palatul regal, despărțit de un paraclis, unde urmau să se roage familia regală și, bineînțeles, episcopul Argeșului. Nu știm ce l-a deranjat pe Carol, bănuiesc că au fost motive financiare, știm că el a finanțat întreaga investiție, pentru că la sfârșitul lucrărilor nu l-a mai primit pe episcopul Argeșului, chit că și el și următorii episcopi, până în vremea regiului Ferdinand, au cerut să se întoarcă în palat, dar nu au fost primiți până după al doilea război mondial, când s-a desființat episcopia și doar primul episcop vicar a avut dreptul să intre la Argeș. E vorba de înalt preasfințitul Calinic, a fost primul episcop vicar al Argeșului în 1985. Aș vrea să remarcați cărămida specială cu care este construit acest palat. În epocă a făcut subiectul unui scandal, pentru că dumneavoastră ca bucureșteni ați văzut forturile Bucureștiului și dacă observați, este o cărămidă asemănătoare. Și Carol a fost acuzat că a deturnat cărămida de la forturile Bucureștiului, care trebuie să explicăm, este o cărămidă specială, arsă la o temperatură mai mare, cu o compoziție diferită de stare vitroasă, care îi dă o rezistență deosebită, că de-aia erau forturi să reziste la focul de artilerie. Și a fost acuzat că a deturnat. Nu s-a demonstrat niciodată că n-a cumpărat această cărămidă, dar acuzația a circulat în presa de opoziție, bineînțeles că așa era și atunci, nu doar puterea, acum, ci da, doar opoziția. Acolo, în Palatul Regal, în zona de miază zi, este și probabil unul dintre cele mai vechi lifturi din România, pentru că regina Elizabeta avea probleme cu genunchii, iar ea locuia la etaj
unde este pictată o superbă evanghelie care se află în interiorul mănăstirii, Catedralei Mănăstirii Argeșului, și acolo avea ea atelierul de pictură. Nu să nu uităm că era și poetă și pictoriță, spunea Carmen Silva. Deci aici a fost locul în care regina a făcut această capodoperă și nu exagerez când spun că este una dintre bijuteriile Argeșului. Deci se urca cu liftul la etaj, chiar dacă era vorba de un singur etaj. Interesant că mecanismul funcționează. Dacă vă gândiți că era gata înainte de 1890 și suntem în 2024, înseamnă că pe vremea aia lucrurile se făceau foarte, foarte bine. Spuneam că aici au fost aduse moaștele Sfintei Mucenițe Filotea. Ele au un destin ciudat. Sfânta Mucenița Filotea era din, eu zic, Filotea este varianta grecească. Iubitoare de Dumnezeu. În timp ce varianta slavonă este Filoftea, mai cunoscută la noi ca Filoftea. Ei, Sfânta Mucenița Filotea era de lângă Târnov. Și după moartea ei de martir, a fost acolo în catedrală. Din păcate, țăratul bulgar de Târnovo a căzut în mâinile otomanilor și atunci ea a fost evacuată la Vidin, unde țar era Ivan Stratimir. Ivan Stratimir era, pe de o parte, văr primar, dar și cumnat cu domnul țării românești. Că așa se întâmpla. La vremea aia, legăturile dinastice erau extrem de strânse. Deci și văr primar și cumnat. Ivan Stratimir a fost nevoit, din păcate, să abandoneze Vidinul în fața otomanilor la 1396, dar îi dă rudei sale de la Argeș, fiul lui Vladislav Laicu, deci un fel de nepot, iar fi venit lui Ivan Stratimir, moaștele Sfintei Mucenițe Filotea. Și ea ajunge în Biserica Domnească, unde noi am fost, și unde a stat vreme de 498 de ani, după care a fost dusă la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi până în 1913, când în urma incendiului este dusă la București. Tentativa bulgarilor de a o fura pe Sfânta Mucenița Filoftea după căderea Bucureștiului în 1916 s-a soldat cu aducerea ei la Mănăstirea Argeșului, cu acceptul lui von Mackensen, trebuie să spunem acest lucru extrem de important. S-a făcut chiar un ceremonial în gara din Argeș cu armata germană, bineînțeles, ca noastră era în Moldova. Au încercat iar să o fure bulgarii și de la Argeș a fost ascunsă în podul Bisericii Olari. Deci acolo a stat până când s-a întors armata română la sfârșitul 1918, după care a fost adusă din nou la Mănăstirea Argeșului. După război a fost dusă timp de 2 ani la Râmnicu Vâlcea, odată cu desfințarea Episcopiei Argeșului de către comuniști, dar arhivele comuniste ne spun asta, că lumea a fost atât de furioasă încât s-au speriat de această furie populară și au adus moaștele și le-au depus aici, în acest paraclis, unde eu aici am crescut cu ele. Vreau să spun că eu am trăit destul în perioada comunistă, adică aveam 22 de ani la Revoluție și nu m-a împiedicat nimeni să vin să mă rog la Sfânta Muceniță Filoftea, nici să vin la slujba de înviere sau la slujbele religioase. Erau anii după 70, nu au mai fost ca anii 50, când a fost o prigoană împotriva creștinismului teribil. S-au schimbat lucrurile începând cu anii 60 și mai ales anii 70. Deci să putea veni și să te închini la Sfânta Muceniță Filoftea. Ea astăzi se află în noua necropolă regală. Să vă spun și cum s-a întâmplat. Majestatea sa, regele Mihai, a venit de Paște în 1992 la Curtea de Argeș. Și povestește în al preasfințitul Calinic, zice, s-a tot uitat în catedrală, stânga-dreapta, mormintele regilor, mormântele lui Neagui, al ginerului Radu de la Afumați, al Despinei Milița. Deci nu prea mai e loc pe aici. În al preasfinția s-a înțeles ideea și a zis, păi, ar fi bună o nouă necropolă. Acesta a fost gândul și așa a început construcția noi necropole regale și arhiepiscopale de la Argeș pentru a-i putea adăposti pe regii României. Și iată că, deși lucrările nu se încheiaseră, deși strădania în al preasfințitului Calinic fusese deosebită, s-a dus la cele veșnice Regina Ana. A fost prima care a fost înmormântată aici, în noua catedrală regală și arhiepiscopală, urmată din nefericire la scurt timp de majestatea sa, regele Mihai. Au fost primul dintre regii înmormântați aici. A urmat apoi aducerea reginei Elena,
regelui Carol al II-lea, principelei Nicolae și soției sale Ioana Doleti. Urmează și alți membri ai familiei regale care vor putea fi aduși aici pentru a fi înmormântați. Deocamdată nu s-a putut face nimic pentru principesa Maria, pentru că este mormântată în Catedrala Regilor Iugoslaviei, Regilor Sârbi, iar regina Elisabeta a Greciei, să vedem dacă va putea fi adusă. Cât despre principesa Ileana, știm că ea a fost călugăriță și nu poate fi adusă pentru că ordinul din care a făcut parte nu permite aducerea ei la Mănăstirea Argeșului. Se spune că la finalizarea lucrărilor lui Manole și la inaugurare, Zorza, iubita, care n-a beneficiat până la capăt de dragostea lui Manoli, a vrut să-i dea un elixir al dragostei și a trimis un slujitor să îl pună în vin. Dar se pare că acest slujitor era cam nătărâu și a greșit doza, astfel că Manoli a murit. Și în locul în care a căzut, în curtea mănăstirii, a dat un izvor de apă. Acel izvor a fost captat, a fost făcută o fântână și ne spune episcopul lui Iosif că undeva pe la 1780 a secat. Atunci episcopul Iosif, primul episcop al Argeșului după reînființarea episcopiei, a decis că pelerinii care vin la Mănăstirea Argeșului au nevoie de o nouă fântână. Și a găsit chiar aici, în preajma mănăstirii, acest izvor pe care l-a captat și a făcut această fântână pentru toți cei însetați și v-am arătat la muzeu placa pe care a pus-o episcopul Iosif pentru cei însetați care se vor adăpa din acest izvor. Din fericire, această fântână a supraviețuit. Există imagini de epocă în care ne arată că și animalele erau adăpate de aici, nu numai oameni, era un loc extrem de important și se făceau afel aici un fel de, nu șezătoare, că șezătoarele sunt chestiuni complicate, un fel de centre de bârfă, să le zicem, unde lumea se aduna, povestea, deci era un loc social cu o importanță deosebită în viața argeșenilor din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Deci a avut un rol extrem, extrem de important din punct de vedere social. Astăzi este un obiectiv turistic. Deci, cui e sete, aici poate să bea o apă cinstită pentru a-și potoli o sete binecuvântată. Iar acum Ovidiu o să ne ia într-o plimbare la pas. Suntem vis-a-vis, chiar gard-n-gard cu Biserica Domnească, din Curtea Domnească, și mergem către centru vechi al orașului. După o veritabilă lecție de istorie alături de prietenul meu, Ștefan Dumitrache, se cuvine puțin, pentru că un pic mai devreme am mers pe bulevard și am ajuns și la mănăstire, am ajuns la Necropola Regală, se cuvine să mergem un pic spre zona de centru vechi a municipiului Curtea de Argeș. Cred că nu întâmplător ne-am propus să plecăm de aici, pentru că de dimineață am venit și practic primul episod l-am filmat aici la Curtea Domnească, ansamblu domnesc de la Curtea de Argeș, iar lângă noi statuia lui Basarab I, întemeietorul, da? Ne invită să poposim. Uitați-vă la simbolistica statuii în sine, la mâna dreaptă a lui Basarab, da? Care are un gest cât se poate de clar. Un pic mai liniștiți, ia poposiți, ia uitați-vă, pentru că e un loc binecuvântat de Dumnezeu și haide să-l savurăm. Am vizitat mai devreme ruinele de la San Nicoară, am vizitat muzeul, Curtea Domnească, am avut, desigur, mănăstirea, am avut Fântâna Meșterului Manole. Vă invit să poposim în partea de centru vechi a orașului. Așa cum spuneam de dimineață, avem două lucruri cumva distincte, dar în același timp care se completează foarte bine. Partea veche a orașului, care culminează exact aici cu Biserica Domnească și ansamblul domnezei, iar, să spunem, în partea dinspre nord, partea modernă, dacă mi-e permis să zic așa, cu mănăstirea și tot ce ține de ansamblu de acolo. Ar fi fost păcat să nu vedem bucata asta de centru vechi, pentru că, așa cum spunea Nicolae Iorga, e un leagăn de
așezare medievală aici la Curtea de Argeș, spune el, cel mai reprezentativ din zona de sud, din țara românească. E bine, dacă observăm, orașul își păstrează cam aceeași arhitectură. Până evident intrăm în secțiunea strictă de a orașului vechi. Este, dacă îmi permiteți un pic, cam ca la București cu centrul vechi. Se aseamănă cumva din anumite puncte de vedere. Din fericire nu sunt cluburi aici. Deci din fericire nu sunt cluburi aici. Bun, despre Curtea de Argeș, care e o așezare din punct de vedere geografic foarte interesantă. Haideți să ne aducem aminte ce spune și legenda. Pe Argeș și în jos, pe un mal frumos. Dar mare atenție că și Ștefan un pic mai devreme a reliefat niște lucruri extrem de importante. Când ne referim la acel mal frumos, ce ne spunea? Că era un loc mlăștinos acolo unde s-a construit biserica, catedrala. Când spunem la mal frumos, ne referim la o poziționare geografică extraordinară pe malul râului, în speță Argeșul, între dealuri, ceea ce îți conferă apărare și, să spunem, pom fructiferi, livezi, iar în partea de nord avem munții, un adevărat bastion, iar în partea de sus, desigur, se deschide drumul către Pitești, București și înspre sudul țării. Municipiul e undeva la vreo 431 de metri altitudine, diferență de nivelul mării. Este o altitudine corespunzătoare, un climat deosebit aici. Să știți că la Curtea de Argeș veți găsi de fiecare dată în mijlocul verilor toride un climat cât se poate de blând. Nepunând la socoteală ultimii ani, efectul schimbărilor climatice atât de intense simte ca peste tot în lume, însă faptul că suntem înconjurați de pădure, atât în partea de est, unde avem și zone de belvedere, putem să vedem orașul de sus, o să mergem în față, cât și în partea de vest, unde practic străjuiește un plămân verde aici la Curtea de Argeș. Avem un oraș care a cunoscut, cu ghilimele de rigoare, statutul de oraș din prima, cum bine puncta și Ștefan, în sensul în care avem un deal al Olarilor în partea dinspre miază zi, unde acest cult al manufacturii, al prelucrării lutului, că până la urmă despre asta e vorba, despre argilă, îi scoteau în evidență pe oamenii din zonă. Adică aveau deja îndeletniciri din acele secole, 13-14, ceea ce desigur conferea o greutate absolut extraordinară. Ne aflăm în plin centru vechi și se pot vedea similitudini de clădiri cu zona transilvaneană, dacă îmi permiteți, o bucățică din Sibiu, o bucățică din Brașov. Deci interferența asta de cultură transilvaneană și munteană, valahă, se pătrează foarte bine aici la Curtea de Argeș, cum de altfel și la Câmpul Lung. Cele două capitale cu mare, mare greutate în istoria noastră a românilor. Se cuvine să facem o scurtă trecere în revistă a orașului din punct de vedere al preocupărilor. Dacă spuneam că în acea perioadă aveam olari, aveam meșteri populari, o să revenim ușor, ușor, ușor la Curtea de Argeș spre secolul trecut, 20, și putem afirma despre Curtea de Argeș că chiar și în perioada comunistă era un oraș destul de viu din punct de vedere al locurilor de muncă. E bine, aflați despre faptul că la Curtea de Argeș exista o fabrică de bioproteine cu o infuzie de capital japonezi, adică asigurau inclusiv know-how. Asta vorbim de acei ani ai comunismului. Era a treia fabrică de bioproteine din sud-estul Europei în anii 70, ceea ce conferea o greutate și un statut aparte. După care în zona de nord aveam Electro Argeș, componentele electronice și practic
atât de utile pentru casă, se făceau râșnițe, se făceau uscătoare, se făceau aspiratoare. O să vorbim că cumva s-a păstrat istoria și în ziua de astăzi și o să vă vorbesc despre o altă fabrică. O să mergem pe aici, pe strada Castanilor. Da, nu înainte de strada Castanilor, vedeți această casă memorială, Casa Goangă, Florian Ștefănescu Goangă, după cum vorbea și Ștefan, a fost unul din oamenii învățați, oamenii care au adus un aport cultural extraordinar. Ulterior a devenit rectorul Universității din Cluj, ceea ce astăzi înseamnă Universitatea Babeș-Bolyai. Exista la Curtea de Argeș, datorită lui, un centru universitar de vară. Asta ca să ne gândim așa cât de multă însemnătate culturală, socială, educațională. Am pornit cu fabrica de proteine, v-am spus despre Electro Argeș, o fabrică extrem de productivă. Tatăl meu a lucrat acolo și o să mergem mai departe spre zona de exploatare a lemnului, întreprinderea forestieră. Așa cum spunea și Ștefan un pic mai devreme, aveam o industrie locală bogată, inclusiv cea a exploatării lemnului. Bineînțeles că în anii aia nu se exploata la nivelul de acum. Exista o logică, dar trebuie să fim foarte serioși și cinstiți. Nici tehnologia nu ducea la un nivel de exploatare ca acum. E bine, aflați că între Curtea de Argeș, pe Valea Vâlsanului, ceea ce trecea în Valea Râului Doamnei până la Nucșoara, exista acea mocăniță forestieră. Am vorbit noi în episodul trecut când am fost în Valea Vâlsanului. Așadar, pe lângă partea de componente electrocasnice, aveam industria forestieră bine dezvoltată. O să ne îndreptăm către Gara Regală. Gara de la Curtea de Argeș este într-un amplu proces de reabilitare, ceea ce mă bucură teribil, pentru că trebuie să recunosc faptul că atunci când regele Mihai sau regina Ana au fost aduși, nu arăta corespunzător. Din fericire s-a îmbrăcat cu o plasă, o pânză care practic semăna cu acest simbol arhitectural al orașului. Am speranța că într-un timp relativ scurt vom avea redată gara care are o însemnătate aparte. Hai să o arătăm în față. O să mergem către gară. Să mergem către mai ea. Avem un picuț, o să ajungem către gară. 1898, de pe vremea lui Carol I. El și-a dorit foarte mult, după cum am aflat un pic mai devreme povestea regalității la Curtea de Argeș, și-a dorit foarte mult să ajungă aici. E bine, mai există o gară geamănă, ca să-i spun, la Comănești. Gândiți-vă că, deși sunt gemene, o spun cu mare bucurie că aici, la Curtea de Argeș, greutate istorică o pune mai bine în peisaj gara noastră. O să ne îndreptăm chiar acum către ea. Aș reveni puțin la faptul că, după cum povesteam, în această zonă, Argeșul, ca și alte râuri... În stânga. Da, în stânga. Pe Argeș a avut loc, în finalul anilor 60, construcția unuia dintre cele mai mari complexuri hidrotehnice din România. Ce a însemnat acest lucru? Păi a însemnat barajul Vidraru, da? A însemnat hidrocentrala de la Căpățâneni, de acolo. Aici avem unul dintre sediul cel mare, de fapt, de exploatare. Asta a fragmentat puțin râul. Cum bine spunea Ștefan un pic mai devreme, aveam râu dintr-un mal într-altul. Evident că această construcție a barajelor pentru microhidrocentrale a fragmentat puțin peisajul. Asta a fost tot în epoca comunistă, se știa să producem cât mai mult, să construim cât mai mult. Chiar noi discutam un pic mai devreme despre faptul că dacă nu ar fi avut blocuri Curtea de Argeș, cred că ar fi candidat așa la unul dintre cele mai frumoase și, să spun, cu arhitectură autentică, cele mai frumoase orașe probabil din, nu știu, din sud-estul Europei, să-i spun.
Ok, avem și blocuri. Trăim la blocuri, eu am trăit la bloc aici, la Curtea de Argeș, deci nu mă plâng din punctul ăsta de vedere. Aveam una dintre cele mai frumoase fabricuțe de, ghiciți ce? Globulețe. Așa. Globulețe, care nu sunt niște globulețe în mod normal, acelea pe care le găsim, tot felul de chinezării sau, mă rog, sunt pe sticlă, turnate, pictate manual. Practic, în fiecare an, în perioada asta, până în sărbători, chiar și după, ține foarte mult de cei care organizează, se fac vizite la fabrica de globulețe, unde vom găsi autenticitatea. Se exportă foarte mult. Asta înseamnă, din nou, un punct extraordinar. Să vă mai spun că încă din vremea comuniștilor, la Curtea de Argeș, o importantă fabrică, și anume porțelan, ceramica prelucrată aici, pentru că practic nu era din locul ăsta. O să mergem pe la trecerea de pieton și o să vedem și gara. Din câte este îmi aceasta să... din gara este exact noastră. Aceasta. Da. Nu mai are pânza, probabil că s-a trecut la următoarea etapă. Și pânza, că... adică în ce sens? Pânza care o îmbrăca, pânza care, care îmbrăca era printată exact. Restaurare. Exact, pânza nu era ca asta, probabil că asta o să fie pânza de restaurare, ci pur și simplu pânza, cum ați putut vedea și la Universitatea din București, care imită practic clădirea asta pentru a nu-i se știrbi efectiv imaginea. Vreau să mergem în partea cealaltă pe peron, ca să vedeți și peronul, că este deosebit. Bineînțeles că o să venim ușor-ușor în zilele noastre. E bine, după Revoluție, din păcate, și Curtea de Argeș a avut un moment de declin. Aflați că este unul dintre primele orașe din România care practic nu a mai avut încălzire centralizată. Unul dintre primele orașe. Poate părea ciudat, dar chiar asta s-a întâmplat. Trebuie aici să fie unul și primul. Trebuie să fie unul și primul. Nu știu dacă a fost chiar primul, dar cu siguranță printre primele. Da. De asemenea, încă din anii 90 a fost unul dintre primele orașe unde s-au dezvoltat foarte, foarte mult industria textilă. Foarte multe ateliere de croitorie. Erau foarte multe. Aș putea spune și aș îndrăzni să spun că, practic, orașul a supraviețuit atunci. După care, prin poziția lui geografică deosebită, relativ aproape de București, la 150-160 de kilometri, au venit în zonă nemții. Au mai venit nemții odată. Și de data asta au venit cu intenții bune, deci cu un plus de capital. Și avem sediu central la Dr. Oetker România, sediu central la Fuchs Condimente, avem sediul Kärcher, exact acolo, în zona Electro-Argeș, unde spuneam că deja din anii 70 au început cu electronice și electrocasnice, știm cu toții grupul Kärcher și la ora actuală ce fac. Avem Steiner Electronics, de asemenea componente, practic pulsează din nou orașul. E, gândiți-vă la următorul lucru. Suntem aici în Gara Regală, care, așa cum spuneam, o să fie restaurată și o să arate, o să fie din nou repusă circulației turistice. Avem această linie, da? De pe vremea lui Carol I. S-a făcut conexiunea cu Piteștiu și cu Bucureștiu, bineînțeles, pe cale ferată. Gândiți-vă că a existat inclusiv trenul Regal. Dacă aș putea, așa, aș da un pic mai departe, deși sunt absolut convins că ideea încă stă în picioare, să se revină într-un viitor apropiat la o excursie la Curtea de Argeș cu trenul Regal, care chiar dacă n-ar fi regal, măcar să simuleze toată chestia asta, pentru că e un cadru natural absolut extraordinar. Pornim așadar de la gară și ne îndreptăm spre zona de nord, unde avem munții Făgăraș acolo. Dacă ne uităm așa puțin noi cu ochiul liber, care stăm un pic mai bine cu vederea, eu văd la distanță bine, în apropierea probleme, așa că dacă port ochelarii nu sunt de distanță. Avem creasta principală a munților Făgăraș. Desigur că nu vedem de aici. Ia chiar să vedem ce vedem de aici. Deci nu vedem chiar
creasta principală. Primul cel mai apropiat de aici este vârful Ghițu. Nu face parte din creasta principală, are 1622 de metri. Dar după vârful Ghițu și Albina, avem acolo barajul Vidraru. Așadar, nu este foarte departe barajul Vidraru, undeva la vreo 26-27 de kilometri de aici. Mizăm pe faptul că autostrada, secțiunea Pitești-Curtea de Argeș va fi inaugurată, sper la termen, în prima jumătate a anului viitor, așadar un nou flux turistic. Avem, cum spuneam, Cetatea Poienari, barajul Vidraru și, desigur, avem Transfăgărășanu. Nu putem să vorbim despre Curtea de Argeș fără să-l menționăm din punct de vedere turistic, pentru că dacă Ștefan a adus componenta istorică pură a orașului, datoria mea astăzi este să-l pun în valoare din punct de vedere turistic, evident, cu elementele geografice și naturale. Este așezat cât se poate de bine, întemeiat cât se poate de bine, undeva în apropiere relativă de centrul țării. Deci putem să veniți din Transilvania și din sudul țării, e un pol, un magnet care atrage. Așa cum spuneam mai devreme, pe lângă obiectivele pe care le-am văzut astăzi, avem Transfăgărășanu în față, deci legătura cu Sibiu. Cum s-a ajuns la Transfăgărășan, am mai discutat un pic în episodul trecut. După invazia cehoslovacii din 68, Ceaușescu s-a temut foarte mult de invazie și asupra României și s-a gândit să aibă în vedere un drum strategico-militar. Frumusețea lui l-a transformat ulterior, bineînțeles, într-un drum turistic. Cei de la Top Gear l-au ales undeva, dacă nu mă înșel, de 2 ani sau chiar 3 ani, ca cel mai frumos drum din sud-estul Europei. Asta nu poate să spun decât foarte mult. Evident că anual turismul în zonă înflorește foarte mult prin prisma obiectivelor pe care le-am menționat. Gândiți-vă că acest buchet poate fi reîntregit și cu o călătorie cu trenul. Există tren la Curtea de Argeș, sunt mult mai puține curse față de trecut, asta și pentru că numărul mașinilor au crescut exponențial și cumva e mai la îndemână pentru oameni, dar frumusețea s-ar păstra să se vină un tren, așa cum i-am spus eu, regal, iar excursiile să se facă de aici, în toată zona, să spunem, la pasa orașului, iar de acolo să se plece, eu știu, cu mijloace de transport, microbuze, către barajul Vidraru, Cetatea Poienari, despre care menționam puțin mai devreme. Din păcate, cetatea nu poate fi vizitată acum, noi am adus-o în discuție, Cristi, cu siguranță o să avem ocazia să revenim la cetate, pentru că este... Sper eu pe finalul a ceea ce înseamnă reconstrucție, reconfigurarea ei și practic nu avem ce să vedem, nici măcar accesul nu este permis deocamdată acolo. Am fi avut 1480 de trepte de urcat, dar o să vină momentul, sunt absolut convins, în care o să ajungem și poate o să realizați un serial, nu știu, despre cetăți, despre... nu știu, elemente de genul ăsta, castele și cetăți. La Poienari se spune, se așternă o pagină de istorie. Poienari Negru Vodă, așa cum bine menționa și Ștefan. E bine, ați văzut că se mănâncă bine la Curtea de Argeș, nu? De o parte și de alta bulevardului avem aceste... Eu aș vrea să le spun așa că seamănă un pic cu Parisul din punctul ăsta de vedere. Vrei să servești ceva dulce, vrei să bei un suc, vrei să mănânci bine, găsești cam la fiecare pas pe o parte și pe alta pe bulevardul Basarabilor, deci practic calea centrală. Alminteri, orașul are 3 străzi principale, bulevardul Basarabilor, care practic traversează centrul din zona de sud, de la Biserica Domnească până la mănăstire, zona dinspre est, unde este șoseaua, mă rog, șoseaua, drumul cu Zavodă și ceea ce însemna odată pe 1 decembrie, practic zona de centură era atunci, nu mai e zona de centură. Deci avem bulevardul Basarabilor cu Zavodă și 1 decembrie. Destul de micuțe, destul de puține. De ce? Pentru că fiind într-o zonă de deal, nu favorizează ca în zona de câmpie să facem centură la centură la centură. De asta, în general, orașele de deal și zona submontană nu s-au putut dezvolta
pe lărgime. Nu aveau cum să se dezvolte. Uitați-vă, ce avem? Avem dealuri, avem pădure, evident, și casele. Imediat lângă noi avem râul Argeș. În partea asta, la altă, este la fel, înspre est. Practic nu te poți duce mai departe. Deci cam asta a fost o foarte scurtă trecere în revistă despre Curtea de Argeș din punct de vedere geografic, natural, turistic. Ei, acesta fiind spuse, iată că materialul nostru de astăzi se oprește aici. Îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai prezentat. Să ne vedem cu bine, cu mare drag, să ne vedem cu bine și altă dată, pentru că mai avem ceva, stați aproape că mai avem câteva materiale de pregătit. Vă urăm toate cele bune. Scrieți în comentarii care au fost poveștile și locurile cele mai interesante pe care le-ați văzut astăzi. Cu siguranță, nu știu dacă vor putea face un top, nu știu, 3, 5, nici nu contează chestia asta. Eu cred că fiecare bucățică din Curtea de Argeș spune povestea ei demnă de locul 1. Ce vreau să vă spun este că istoria e scrisă. Este de datoria noastră să o asimilăm, să învățăm și să extragem de fiecare dată lucrurile cu adevărat esențiale despre noi, despre poporul român. Fie că vorbim de Curtea de Argeș, fie că vorbim de orice alt loc din țara asta. Și aș încheia prin faptul cu... aș încheia prin o mare cugetare a ilustrului academician geograf, pentru că eu sunt geograf la bază, așa cum vă povesteam. Simion Mehedin spunea în felul următor: cine nu-și cunoaște geografia patriei va fi judecat de istorie. Cu drag și la bună vedere! Toate cele bune!